Bun găsit la specialiști în sănătate! Alzheimer, boala uitării, una dintre cele mai grave maladii, dintre cele care aduc stigmatul asupra suferindului. Hipertensiunea la copii și adolescenți, un fenomen care îngrijorează pe medici și pe oamenii de știință din sănătate. Foliculită, ten îmbătrânit sau obosit și dureri de cap. Ne spune Manuela Grecu ce remedii naturiste putem să folosim ca să le tratăm. V-am promis în ediția difuzată la începutul lunii august că vom reveni asupra bolii Alzheimer, o maladie cumplită care afectează tot mai mulți oameni în întreaga lume la vârste din ce în ce mai tinere. Venim astăzi cu detalii privind complexitatea evaluării stării de sănătate a suferindului. Vedem cine are datoria de a-l menține în această lume pe omul care uită că există. Și nu în ultimul rând aflăm cât este de importantă prevenția. Despre toate acestea ne spune profesor dr. Luiza Spiru, medic geriatru și gerontolog. Oamenilor le-i frică să spună că au Alzheimer. Să știți că vârsta la care boala poate debuta a scăzut dramatic. Deci sunt pacienți în segmentul de vârstă 40-50 de ani care au semne clare clinice, au toți markerii pozitiv predictiv și au și imagistică pozitivă. Ca să-i spui unei astfel de persoane că are un Alzheimer în debut, trebuie să găsești cuvintele potrivite, trebuie să îl faci să înțeleagă că nu este o tragedie. Trebuie să se adreseze repede la medic, nu să fie indiferent și nepăsător. Trebuie să se adreseze repede la medic, să nu fie nepăsător și indiferent. Nu e voie să treci cu vederea nimic, sub nicio formă. Cu cât lași totul, ca o măsea, un dinte, o lași să cariază puțin, urmă o scoți. Dar așa o tratezi și rămâi cu ea. O dramă ar fi să nu înțeleagă ce îi se întâmplă și dacă nu intervine prin schimbarea modului de viață, rata conversiei de la an la an către o boală Alzheimer în diferite stadii de boală este de 13 până la 15% pe an. Asta înseamnă că în 5 ani deja rata, riscul este mai mare de 50% și modificările deja sunt vizibile la nivel de la toate nivelurile în care boala se manifestă. Prezentarea la medic în cazul unor semne și simptome observate chiar de către persoana în cauză sau de către cei din familie este crucială. Trag un semnal serios de alarmă asupra faptului că dacă știu ceva, trebuie să iau măsurile corespunzătoare, care mi se potrivesc mie, care sunt personale, mie îmi sunt adresate. Și trebuie să știu că odată ce există această predispoziție și știu și am date certe despre acest lucru, trebuie să fac ceea ce trebuie, pentru că altfel riscul de conversie este dramatic. Pe de altă parte, se adresează și pacienți tineri. Vorbim aici de o grupă de vârstă specială de 50-55 de ani, interesați din cauza stresului, a unor tulburări depresive sau anxios-depresive. Ni se adresează pentru uitare. Trebuie să le dăm răspuns și dumnealor. Apoi e păcat să știi ceva și să ajungi totuși la o situație pe care nu și-o dorește nimeni, pentru că atunci când vorbim de Alzheimer, patologia, boala nu afectează doar persoana în cauză, afectează pe toți cei care, pe membrii familiei, pe prieteni, colegi, oamenii care te cunosc, care vor să-ți fie alături, pentru că te schimbă comportamental, pentru că te transformă într-o altă persoană care de puține ori mai seamănă cu ceea ce erai odată. Este adus fie din proprie inițiativă, fie de către familie, de cele mai multe ori pentru așa numitul simptom numit uitare. Eu totdeauna am avut grijă de el. Doamna doctor s-a minunat când a văzut, vai cât e de controlat. Tot mereu l-am controlat. Nu l-am lăsat așa. Da. Și acum l-am întrebat, vrei să mergem? Da. Da.
Stabilirea diagnosticului de Alzheimer și asistența de specialitate acordată pacientului cu această boală nu este misiunea unui singur medic. O întreagă echipă de specialiști își asumă o astfel de sarcină. Sunt mai multe specialități în această echipă, nu este o singură specialitate. De la psiholog, kinetoterapeut, geriatru, neurolog, gerontopsihiatru, gastroenterolog, cardiolog. Sunt mai multe specialități la oaltă care se ocupă de o astfel de, persoană. Aceasta este soluția ideală, pentru că am mai auzit de foarte multe ori bolile acestea aparțin specialității unora. Nu, boala nu aparține niciunei specialități. Pacienții au aceste patologii și noi trebuie să-i ajutăm. Vorbim fie de un stadiu incipient sau așa numite forme lejere de debut, vorbim de forme moderate, dar vorbim și de forme avansate. Deci, întotdeauna evaluarea se axează pe, și ia în considerație stadiul bolii de memorie pentru care vine pacientul la noi. Este indicat ca în timpul examinării să fie prezent și un membru al familiei sau o persoană apropiată celui consultat care poate da detalii asupra comportamentului de zi cu zi al pacientului, memoriei acestuia și asupra modificărilor de personalitate. El are 80 de ani, iar eu 74. Ne-am respectat, ne-am stimat, ne-am ajutat, ne-am mâniat pe rând, așa le-am spus și la copii, să vă mâniați pe rând. Când unul se supără, unul să fie calm. Și asta e viața. Are ușor și greu. Există și un timp alocat, mai special decât într-o altă consultație, până la o oră, o oră și jumătate. Pentru că se începe cu o anamneză și un istoric în detaliu a unui astfel de pacient. Întotdeauna istoricul se axează nu numai pe boala de memorie, debutul unei boli de memorie, ci și pe comorbiditățile, pentru că întotdeauna vorbim despre un pacient vârstnic care nu are o singură boală, ci are întotdeauna mai multe boli. În cazul bolnavului de Alzheimer, la examenul macroscopic cu ochiul liber, creierul arată modificări importante. Ce înseamnă ea practic, imagistic vorbind, înseamnă o pierdere de masă neuronală, deci o atrofie, o pierdere de masă neuronală importantă. Această pierdere de masă neuronală duce la disfuncționalități la nivelul arilor corticale. În urma cercetărilor, oamenii de știință din medicină au ajuns la concluzia că boala Alzheimer este declanșată de un complex de factori care acționează încă din perioada intrauterină. Cercetătorii au determinat și un complex de factori de risc ce ar putea conduce la declanșarea bolii. Printre aceștia se numără factori nocivi pentru aparatul cardiovascular, cum ar fi diabetul, hipertensiunea arterială, nivelul crescut de colesterol sau fumatul, traumatisme craniocerebrale repetate grave, de asemenea unele bacterii, clamidii, dar și anumite virusuri care ar favoriza formarea de plăci senile. Vârsta înaintată este factorul de risc cel mai important, dar nu există nicio dovadă că boala Alzheimer ar fi cauzată de procesul biologic de îmbătrânire. Un control asupra acestor factori de risc ar reduce însă considerabil pericolul unei deprecieri galopante a creierului în boala Alzheimer. În cazul suspectării unei demențe, este de recomandat efectuarea unui interogatoriu standardizat care constă în întrebări relativ simple, prin care se cercetează memoria, atenția, gândirea abstractă, capacitatea de denumire a obiectelor, orientarea vizuală și spațială și alte funcții cognitive. Scorul maximal este de 30 de puncte. Deja în cazul unor rezultate sub 28 de puncte, datorită dificultății reduse a chestionarului, se poate suspecta o demență. Acest test permite și stabilirea gradului de deteriorare mentală. Se folosește și testul ceasului. Persoana examinată este invitată să deseneze cadranul unui ceas cu cifrele de la 1 la 12, cerându-i se să pună orarul și minutarul la o anumită oră. Pacienții cu boala Alzheimer au dificultăți mari în fața acestui test, chiar în faza incipientă a bolii. Uitarea este întotdeauna patologică. Trebuie să ne iasă din minte faptul că uităm pentru că suntem în vârstă. Să nu uităm că sunt oameni de 80-85 de ani care țin minte lucruri foarte bine, lucruri din cotidian, lucruri care se întâmplă în viață ieri. Uitarea ascunde întotdeauna în spate o patologie. Odată n-am știut unde se află.
Deci eu nu știu unde mă aflu acum. Cum nu știu unde te afli? Acasă. Și a fost o clipă, așa, o rătăcire de o clipă. Și așa am revenit imediat, dar eu, bineînțeles, am plecat la medic. Nu am lăsat așa, n-am trecut peste acest episod. Am zis, cum să, eu, de exemplu, să nu știu unde mă aflu. Nu există niciun examen de laborator care să indice eventualitatea unei boli Alzheimer. Testele de laborator se efectuează pentru a exclude alte cauze posibile ale unei demențe. Simptome asemănătoare pot să apară în boli însoțite de un dezechilibru mineral de sodiu, potasiu ori calciu, boli ale ficatului, nivele anormale ale hormonilor tiroidieni, tulburări de nutriție cu deficit de acid folic sau de vitamină B12. Tratarea acestor probleme are ca efect o încetinire sau chiar reversibilitatea declinului mental. Prin examene de laborator se pot detecta unele cauze infecțioase ale unei demențe progresive, cum ar fi teste pentru sifilis sau pentru depistarea HIV. Orice modificare în comportamentul bolnavului de Alzheimer trebuie anunțată la medic. S-ar putea să existe riscul de infecții acute supraadăugate. De obicei, acest lucru accentuează tulburarea comportamentală. În momentul în care se întâmplă ca pe cer senin să apară tulburări comportamentale, familia trebuie prevenită înainte să știe că în această situație trebuie neapărat să anunțe echipa sau medicul care și-a asumat managementul acestei situații medicale. Este un efort, dar trebuie, care este mai sănătos, trebuie să ajute. Și pe cel care e mai nevoie sau neputință. Trebuie să vă mai spun că astfel de pacienți sunt extrem de sensibili. Și înțeleg imediat cine are empatie pentru ei și cine nu are. De aceea pot fi foarte respingători cu persoanele care nu manifestă empatie și care nu scot poate de multe ori nicio vorbă, dar le simt de la ușă. În același rând, în altă ordine de idei, dezvoltă o dependență față de un membru al familiei. De obicei, persoana cea mai autoritară este aleasă, pentru că vârstnicul respectiv știe că este fragil și știe că trebuie să fie în grija persoanei cu autoritate și persoanei care poate să managerieze situația lui și altora. Întotdeauna se va îndrepta această persoană către cea mai puternică din familie. Nu întotdeauna este însă posibilă îngrijirea la domiciliu. Pe măsură ce boala progresează, se dezvoltă tulburări de comportament și apar alte probleme de sănătate care nu pot fi rezolvate acasă. Din păcate, în România nu există suficiente instituții ca număr și în special ca dotare tehnică și cu personal calificat care să preia această sarcină socială în condiții optime. Și, din acest punct de vedere, luarea unei decizii cu privire la internarea într-un cămin reprezintă un lucru dificil și de o deosebită responsabilitate morală. Deocamdată nu există un tratament care să vindece Alzheimer, dar au fost puse la punct scheme de medicație ce au ca scop îmbunătățirea calității vieții bolnavului pentru a-i menține pe cât posibil activitatea în familie și societate. În cazul medicamentelor psihotrope folosite în situația tulburărilor comportamentale acute, medicii recomandă administrarea pe termen scurt. Este interzisă cu desăvârșire medicația fără recomandarea celui care menegeriază situația pacientului. La ora actuală, cercetătorii încearcă să perfecționeze un vaccin pentru tratarea bolnavilor diagnosticați, menit să antreneze sistemul imunitar în recunoașterea și combaterea depozitelor de fragmente de proteine nocive. De asemenea, sunt în derulare studii pe modele experimentale la șoareci în scopul reducerii procesului de neurodegenerare. Boala Alzheimer a devenit o problemă centrală de sănătate publică, în special în țările industrializate, unde durata medie de viață a crescut în mod considerabil. Unul dintre motivele pentru care incidența este tot mai mare este și ignorarea semnelor evidente la debutul bolii. Îmbătrânește și nu-i nimic, asta este firesc. Așa sunt toți bătrânii. Nu-i adevărat. Sau tremură. Toți bătrânii tremură. Nu-i adevărat. De când a început să tremure? În ce context? De când își pierde echilibrul? Câte cădere a avut în ultimul timp? De ce nu mergi la medic în timp util? Sau de ce trebuie să ajungi la medic doar atunci când lucrurile s-au înrăutățit și au devenit vizibile și alterează calitatea vieții persoanei în cauză? Totdeauna uitarea trebuie să căutăm în spate ce ascunde. Fie un stres cronic,
fie o tulburare anxioasă, o tulburare anxios-depresivă, un deficit cognitiv lejer aflat și care poate conduce în ani spre o nediagnosticat și netratat la o boală de memorie. În anul 2011, în lume, trăiau circa 36 de milioane de oameni cu o formă sau alta de demență și se estimează că numărul lor va depăși 115 milioane până în 2050. În România, potrivit datelor Societății Române Alzheimer, numărul bolnavilor se apropie de 200 de mii. Dar având în vedere că sunt mulți suferinți nediagnosticați, se estimează că numărul total al acestora ar fi de peste 350 de mii. Până în prezent, nu se cunosc mijloace sigure de prevenire a demenței de tip Alzheimer. Se studiază însă posibilitatea ca anumite măsuri să reducă riscul de apariție a bolii sau să întârzie dezvoltarea ei. Din păcate, lipsa unor programe de informare în masă cu rol de prevenție lasă loc diagnosticări în stadii avansate ale bolii. Dacă ajungi undeva și ești, e mai greu așa, cauți drumul mai ușor, mai... Și nu trebuie să te necăjești, să vezi mai mult jumătatea plină a paharului, să fii optimist. Dacă ești sceptic, dacă ești trist, dacă ești... aduci numai lucru rău, nebun. Dar cu optimismul, toate le treci. Medicii și oamenii de știință din sănătate trag un semnal de alarmă. Din ce în ce mai mulți copii și adolescenți sunt depistați cu hipertensiune arterială. Ce semne ar trebui să îngrijoreze pe părinți? Cum se stabilește diagnosticul? Ce șanse de vindecare au copiii cu hipertensiune? Aflăm de la profesor dr. Daniela Bartoș, medic cardiolog, dar și de la medicii pediatri. Eu am rămas foarte surprinsă văzând niște raportări făcute de pediatri. Și am constatat că la grupa de vârstă 6-9 ani, pe primul loc se află hipertensiunea esențială, deși m-aș fi așteptat ca la acea categorie de vârstă să fie hipertensiune secundare. Nu hipertensiunea esențială pe primul loc a incidenței și a cauzelor de hipertensiune. Procentul de copii cu hipertensiune arterială este în creștere. La cea mai mare parte dintre copiii cu hipertensiune arterială, în special printre preadolescenți, este vorba de un efect secundar al unei alte boli. În această situație sunt 60-70% din cazuri. Adolescenții au de obicei hipertensiune arterială primară sau esențială, care reprezintă 85-95% din cazuri. În general, sunt depistați în timpul unor controle de rutină. Adresabilitatea directă pentru măsurarea tensiunii arteriale e foarte mic. Medicii spun că există semne și simptome evidente care trebuie să atragă atenția părinților și să-i determine să-i ducă pe copii la medic. Acum depinde foarte mult de vârsta copilului. Dacă copilașul e ceva mai mare, să zicem peste 3 ani, se poate exprima, atunci el poate spune ce îl supără. Și de obicei simptomele sunt durerile de cap, sângerarea pe căile nazale, epistaxisul, urina cu sânge, durerile abdominale și greața, tulburări de vedere uneori. Iar pentru copilul mic, și asta e foarte important pentru nou născut, unul dintre semne, de exemplu, este respirația grea și oboseala și cianozarea bebelușului în timp ce suge. Sau alte semne, gen edeme, adică umflarea picioarelor, diverse alte semne de insuficiență cardiacă, adică respirație grea, tulburări în creșterea și dezvoltarea nou-născutului sau copilului fără alte cauze. Cam acestea ar fi semnele care atrag atenția părinților. Se recurge la examenul clinic, care este un examen clinic complet, o atenție deosebită fiind acordată măsurării tensiunii arteriale, care trebuie să se facă cu un copil în condiții de repaus, liniștit și relaxat, cu un aparat de tensiune care să aibă o manșetă adaptată
dimensiunii, să zicem, brațului copilului respectiv. Este foarte important de avut grijă ce manșetă alegem, pentru că o manșetă supradimensionată poate să subestimeze valorile de tensiune, pe când o manșetă subdimensionată poate să ne dea valori superioare față de cele reale pentru tensiunea arterială. Valorile care sunt considerate ca hipertensiune variază în funcție de vârsta copilului. Adică, de exemplu, dacă la nou născut o valoare de peste 100 mm coloană de mercur, mă refer la tensiunea sistolică, este considerată hipertensiune, la copilul mai mare, valoarea, să zicem, între 3 și 12 ani, valoarea este peste 130 mm coloană de mercur, ca la adolescent să fie deja apropiată de cea a adultului, peste 144 cu 90 mm coloană de mercur. Printre factorii de risc ai apariției hipertensiunii la copii și adolescenți se numără obezitatea, consumul excesiv de sare, sedentarismul, aportul mare de potasiu, dar și stresul. Hipertensiunea la copiii mai mici este deseori legată de alte afecțiuni, cum ar fi bolile cardiovasculare, derinichi, tulburări genetice sau hormonale. Este vorba despre hipertensiunea secundară, care, odată tratate cauzele, boala se poate vindeca. Hipertensiunea primară sau esențială este tensiunea arterială ridicată, care nu este legată de vreo afecțiune. Acest tip de hipertensiune apare mai frecvent la copiii mai mari și adolescenți. În cazul acestora, mai ales dacă sunt supraponderali, cauza exactă a bolii este deseori necunoscută. Problema este în întreaga lume. Și cel mai rău dintre toate, după părerea mea, este faptul că, deși se cunoaște incidența, deși se fac eforturi imense de a-i trata pe acești pacienți, un număr foarte redus sunt controlați. Hipertensiunea arterială este tratată în același mod la adulți și la copii. Pe lângă tratamentul medicamentos, primul pas îl reprezintă schimbarea stilului de viață. Se recomandă menținerea controlului asupra greutății, o dietă sănătoasă, reducerea consumului de sare, un program eficient de activități fizice și, în general, un stil de viață sănătos pentru întreaga familie. Foliculită, ten îmbătrânit sau obosit și dureri de cap. Ce remedii naturiste putem să folosim ca să le tratăm, ne spune Manuela Grecu. Imediat după publicitate, rămâneți cu noi! Tratamente naturiste pentru foliculită. Măști hidratante și tonifiante pentru tenul obosit sau îmbătrânit. Uleiuri și ceaiuri pentru tratarea durerii de cap. Despre toate acestea aflăm din rubrica de remedii naturiste realizată de Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la o nouă rubrică de remedii naturiste. Vorbim astăzi despre foliculită, măști hidratante și tonifiante pentru tenul îmbătrânit sau obosit, dar și despre durerile de cap. Vom vedea ce remedii naturale 100% sunt eficiente în aceste cazuri. Sunt persoane care se confruntă cu simptomele foliculitei, o afecțiune ce se prezintă ca o zonă inflamată, înroșită, dureroasă de multe ori, situată la baza firului de păr. Netratată, foliculita evoluează în pustulă cu puroi. În general, oamenii dezvoltă forme ușoare, dar sunt situații în care foliculita degenerează în forme severe. Infecțiile bacteriene de la suprafață se extind spre ganglionii limfatici, ca apoi aceste bacterii să se răspândească în sânge. În terapiile naturiste pentru o tratare eficientă, locul inflamat trebuie spălat bine cu apă și săpun. Dezinfectat, după care se aplică, în funcție de ce aveți la îndemână, infuzie cu flori de mușețel sau flori de soc. Foarte eficientă este și infuzia cu volbură, dar se pot face cu rezultate foarte bune și băi locale cu infuzie de urzică moartă. Un leac excelent este de asemenea și infuzia de plop negru.
pentru a trata pielea feței și a corpului cu costuri minime și fără reacții adverse, există o serie de soluții la îndemână chiar în bucătăria proprie. Produse alimentare gustoase și hrănitoare, atunci când sunt consumate la masă, se dovedesc a fi la fel de benefice atunci când sunt aplicate pe tenul plin de riduri, pe tenul iritat de poluare, pe tenul obosit. O mască preparată din iaurt și avocado este un adevărat balsam pentru pielea feței. Un fruct de avocado curățat de coajă și de sâmbure, pasat, apoi amestecat cu 3-4 lingurițe de iaurt, face minuni. Pasta obținută se aplică pe ten, se lasă circa 15 minute să acționeze, după care se curăță cu apă călduță. Iaurtul are rolul de a curăța pielea, iar avocado hrănește și catifelează epiderma în profunzime. Pentru ten uscat se aplică și câteva picături de ulei de măsline. Se spune că dacă ai dureri de cap, înseamnă că ai cap. Dincolo de glumă, desâcâietoarele dureri de cap vrea să scape oricine și dacă se poate, fără dureri de stomac provocate de medicamentele de sinteză. Pentru aceasta există o serie de remedii naturiste foarte eficiente și la îndemână. Menta. Masajul cu ulei de mentă este un leac excelent în zona tâmplelor și de asemenea foarte eficient și pentru migrene. Puteți prepara și o infuzie dintr-un amestec de plante: flori de tei, talpagâștii, frunze și flori de păducel, frunze de roiniță de apă, toate amestecate fac minuni. Totul este să beți 2-3 când pe zi din această infuzie. Aproape de final, dacă nu știați, vă spunem noi. Se pare că în anul 2020, bolile mentale vor reprezenta a doua cauză de deces. Se arată într-un raport al Organizației Mondiale a Sănătății din cauza poluării, alimentației chimizate și a mutațiilor genetice la plante. Feniletilamina este o substanță ce produce o ușoară stare de visare și este produsă de creier atunci când doi oameni sunt îndrăgostiți. Dar știați că această substanță se regăsește și în ciocolată? Știați că prima măsură de contracepție cunoscută în istorie a fost folosirea de excremente de crocodil de către egipteni în anul 2000 înaintea erei noastre? Atât pentru astăzi. Până data viitoare, vă urez sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate se încheie aici. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne reîntâlnim vinerea viitoare de la aceeași oră pe Național TV. Până atunci, la revedere!